Bună ziua, bine ați venit în cadrul întâlnirii online de la Hot News. O să începem cu o întrebare destul de naturală. Ce reprezintă sistemul de terapie cu lumină Bioptron și în ce cazuri este recomandată folosirea sa? Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Lumina cu Bioptron este terapia cu lumină polarizată. Echipamentul se numește Bioptron, este o tehnologie elvețiană și de fabricație elvețiană. Această tehnologie are câteva caracteristici care diferențiază de toate celelalte echipamente din care fac parte din arsenalul terapiei cu lumină. Lumina Bioptron este o lumină, cum îi spune definiția, o lumină polarizată. Există în fabricația acestui echipament o oglindă multistrat de reflexie pe tehnologie Brewster. Aceasta diferențiază în primul rând ca mod de fabricație acest echipament. Această polarizare este foarte mare, mergând până la un procent de 95%, ceea ce face ca penetrabilitatea razelor care sunt utilizate de lumina Bioptron să fie este foarte mare, până la 2,5 cm în interiorul țesuturilor. Este o lumină policromă, ceea ce înseamnă că are lungimi de undă diferite, da, din spectru vizibil, dar și o parte din infraroșu. Și ceea ce este foarte important de subliniat, nu are lungimi de undă din spectru ultraviolet. Razele ultraviolete au rolul lor, dar în același timp știm că în ultima vreme explozia cancerelor de piele și a melanoamelor, care este cancerul de piele cu evoluția cea mai nefastă și rapidă, din păcate, incidența acestor cancere este în mare creștere. Această creștere poate să fie și este în mod cert legată și de expunerea neprotejată la soare, implicit la expunerea la radiațiile ultraviolete, apropo și solarul, care este folosit atât de mult de doamne și domnișoare în scopuri estetice, conține această radiație ultravioletă. Deci Bioptronul nu conține radiație ultravioletă, ceea ce face ca utilizarea acestui echipament să fie sigură, să poată fi utilizat de orice. Nu trebuie neapărat să fie un fizioterapeut care să manipuleze acest echipament. Poate fi folosit în cabinetele medicale, în spitale medicale, dar și la domiciliu. O altă caracteristică este incoerența acestui echipament, adică fiecare undă se propagă, se reflectă în mod separat. În felul acesta crește penetrabilitatea, eficiența și siguranța acestei terapii. De asemenea, utilizează o energie joasă, constantă, ceea ce face că, punând echipamentul la distanță de 10 cm de tegument, intensitatea razelor este constantă, puterea, densitatea fiind de 40 de miliwați pe centimetru pătrat, generând în interior o energie de 2,5 joule pe centimetru pătrat și pe minut. Deci subliniez faptul că este o lumină intens polarizată, nu are raze din spectru ultraviolet, conferă siguranță acestui echipament. Să vorbim puțin de bolile de sezon. Suntem, mă rog, în timpul cel mai călduros, cum ați spus dumneavoastră, expunerea la razele soarelui poate fi destul de nocivă, mai ales în această perioadă. V-aș întreba ce efect are lumina polarizată la îndepărtarea petelor, a pistruilor sau a inflamațiilor cutanate, aspectul de piele îmbătrânită eventual, generate de expunerea la acest tip de raze UV. Expunerea la soare poate să genereze multe modificări, pornind de la arsura solară. Mergem toți la plajă, la strand, vrem să luăm tot soarele deodată, iar seara, a doua zi, avem arsuri solare. În cel mai fericit caz, într-o arsură de gradul 1, pielea este roșie, ușor inflamată. Dar în momentul în care avem deja o bulă, o bășică, da, cum se spune în popor, atunci avem o arsură de gradul 2 care sigur va lăsa urmă, cicatrice și o zonă de hiperpigmentare. De asemenea, sunt persoane care sunt fotosensibile sau, dacă utilizează diverse creme,
de hidratare, de regenerare, creme cosmetice sau un fond de ten care nu are factor de protecție sau cremele utilizate nu au factor de protecție sau cremele respective au fotosensibilitate sau consumă pentru o diaree furazolidon sau tetraciclină, acestea sunt iară substanțe galbene fotosensibile, deci toate aceste situații pot să conducă, după expunerea la soare, la apariția unei hiperpigmentări, unor pete maro, care știm bine că vor persista toată perioada estivală, în timpul toamnei, iarna, ele se mai estompează, dar nu prea dispar. Bun, ce putem face cu Bioptron? Putem calma arsurile solare, dar pot să în paranteză nu numai arsurile solare și cele casnice, da? Pentru că generează o cicatrice de foarte bună calitate și nu va lăsa urme. Deci calmează durerea, inflamația, edemul în urma unei arsuri solare, iar în cazul petelor solare, și aici putem să le combatem sau să le putem acoperi folosind lumina Bioptron, aplicație o dată de două ori pe zi, dar această acțiune este potențată dacă aplicăm și un filtru de culoare, deci color terapia cu Bioptron pentru pete, filtru de culoare verde, și cu atât mai mult putem să potențăm efectul dacă folosim și serul de albire, în special cel de la Zepter, de fapt este Zepter are în subordine mult mai multe companii, are legături cu mai multe companii și este compania de cosmetice Neuchâtel cu experiență de peste 50 de ani. Iar serul de albire are o compoziție extrem de complexă și eficientă. Și dacă folosim ser de albire, după care aplicăm lumina Bioptron cu un filtru verde, rezultatele se vor vedea. Nimeni să nu se aștepte la rezultate pe o singură aplicație, mai ales în cazul petelor maro care au o vechime destul de mare. Acolo trebuie tratamentul să fie extrem de perseverent, poate în prima săptămână două aplicații pe zi, apoi o aplicație pe zi între 8 și 10 minute pe fiecare zonă hiperpigmentată. Rezultatele sunt mult mai rapide în cazul arsurilor solare sau arsurilor casnice, și atunci văzând ameliorarea tuturor acestor aspecte, categoric persoana respectivă capătă încredere în acest echipament.